După perioada în care elevii au susținut tezele semestriale, aceștia se vor putea bucura de trei săptămâni libere, urmând să se întoarcă în bănci pe 11 ianuarie. Pentru cei care nu sunt în anii terminali, se pot bucura de o vacanță prelungită, pentru că de anul acesta avem trei săptămâni de vacanță față de anii anterior. Pentru ceilalți, în schimb, va fi o vacanță pe care sper să o valorifice așa cum trebuie, pentru că vor avea examene finale. Din ferici, Programa școlară nu s-a modificat de la începutul anului, iar elevii din anii terminali știu pe ce anume să pună accentul pentru a obține note cât mai mari la examene. Noi avem două clase de a opta. Examenul acesta este foarte important pentru că este un examen care le decide viitorul. Intrarea la un liceu bun sau foarte bun este foarte importantă ca start pentru orice elev, iar pentru cei de clasa a 12-a, orice ieșire din sistem este foarte bine planificat în sensul în care toată lumea vrea să urmeze acum o facultate. Chiar dacă cei mai mulți copii se bucură că stau departe de cărți timp de 21 de zile, dascălii sunt îngrijorați. O perioadă atât de mare fără studiu poate aduce și dezavantaje. Elevii își pot ieși din ritmul de învățare. Aceasta poate fi o problemă în contextul în care uh, nu ar fructifica această vacanță uh, așa cum trebuie. Uh, totuși este bine pentru că semestrul, după cum știți, nu se încheie aici, urmează patru săptămâni după această vacanță, care uh, sunt valorificate pentru evaluări și recapitulări, deci ca atare ei pot să și sistematizeze materia pe care au parcurs-o pe, pe semestrul întâi. În perioada 15-29 iunie sunt programate examenele pentru evaluarea națională, iar competențele elevilor din clasele a 12-a vor fi verificate în luna iunie în perioada 13-24. Probele scrise ale examenului maturității vor începe pe 4 iulie 2016.